Acest program poate conține glume proaste sau glume atât de inteligente încât par proaste. Genul programului. Tentativă de pamflet. Bună ziua și bine ați venit la știrile 12D. Primul bunetin de știri care întâi este în reluare și apoi în direct. Noi suntem gazdele voastre, Băncile Andrada și Bădescu Șerban. Șocant! Un specimen foarte periculos a scăpat de la o grădină zoologică din județul Maramureș și se plimbă nestingherit pe drumurile din oraș. Ce au declarat câțiva dintre martorii evenimentului. Pe la ora două și ceva s-a produs o extorsiune a degajamentului a ușii din spate, care a rezultat că n-am putut să dorm cu nevastă mea împreună în pat și de aici puteți uita. Mi se transmite în cască faptul că Francesca, colega noastră, se află în acest moment la cel mai mare festival de muzică din țară. Francesca, ai legătura. Bună ziua! Cum vi se pare festivalul? Nu credeam că mai fiind de aici, maică! Dumneavoastră, cum vi se pare? Știți, sunt mulți oameni, dar ei nu știu că de fapt muzica, acest univers transvers, după Calvin, este o metepsihoză a sufletului uman, care trece prin relația de apocatastază și care are autoritatea de a sucomba și de a naște în același timp idei metepsihotice de înalt grad. Aha, și fetele cum mi se par? Ei, e multe rebuturi, doamnă. E stura să înveți la matematică și să nu știi nimic? Noi avem soluția. Îți prezentăm grupul de mate. Grupul de mate este ca și cum ai avea un tocilar de buzunar mereu la tine, dar tu ai făcut școala la videle. De când cu grupul de mate iau note atât de mari, încât mama mă obligă să dau la poli. De când cu grupul de mate nu mă mai simt prost! Dar stați! Da, mă, mami, am și mie de la cușinițele. Breaking news! Cercetătorii din Vaslui au descoperit că cercetătorii din Chile au descoperit posibil prima formă de viață extraterestră. Poza a fost făcută la un liceu din Baia Mare, iar cercetătorii încă nu sunt siguri dacă nu a fost de la ultima oră de geografie. La vederea acestuia, o profesoară a afirmat: ce e cu fața asta de mireasă vândută? Moacă nucleară ce ești! Și acum vremea. Se pare că vremea este mai bună de dat de salamate. Șerban, teza și telefonul pe catedră. Avem încă un motiv să fim mândri că suntem români. După ce săptămâna trecută, un român a reușit să bate recordul mondial, a făcut slalom printre taxe, sărit peste impozite și a aterizat direct în pușcărie, doi localnici din Baia Mare au inventat un nou sport de anvergură mondială. Ce a declarat doi martori. Nu e adevărat. Noi am inventat prima dată primurile astea. Acestea au fost știrile. Vă mulțumim pentru atenție. Noi am fost Băncile Andrada și Bădescu Șerban. Și dorim să le mulțumim băieților de la Lumini, președintelui redacției Claudia Mureșan și cameramanului Gică. O seară bună și o săptămână sexy să aveți!